Că Sau... poți. Că e nou, clar că poți. Nu știu să-mi dai cutia să văd. Hai că te aștept aici, mă duc după. Tu te schimbă-te și tu. Ca să ne schimbăm deodată. Să nu stau după aia. Să plângi. Nu. Hai că mă sunesc. Ce mai tare. Și mai timp mama plantă la scurt. Păi și nu e ok? Nu. De ce? Te trimis geaca asta, nici nu. Va fi... Ce să port asta? Va fi mai cald, iubi, e ok? Asta nici nu mai vine, l-am mai purtat de la 18 ani. E mică, uite-și-te. Sau? E S. Mă bucur că mi-a trimis pe ăștia. Ăștia îmi plac rău. Chiar îmi plac rău ăștia. Mă bucur că i-a trimis. Dar e ok că ți-a pus și pantaloni scurți? Eu nu stau în casă în bluzi scurți. Păi și ce? În live nu o să vii cu pantaloni? Dacă va fi cald cu cămașă și blug... Nu. Nu? Nu, iubire mea, ce? Hanurac, așa? Pantaloni scurți, la fi. Tricou ăsta ce e? Asta e... Ma. Ce e asta? Mamă, din Canada, de-ai purtat asta. Unde? Mamă, din Canada, pe asta. Uite, aici, vină. Vezi? De? Nu știu, de la fier. Vezi? Mamă, ce mi-a plăcut, l-am luat din Canada când am fost. De la Polo. Nu știu cine m-a pățit. Ce dau ție să-l port, baby, dar trebuie să-l scoatem la iveală, cumva. Că e mișto, direct din Canada, din Toronto. Cum o scoatem? Deci nu prea avem multe soluții aici, poți să încerc. Hai să le iau, să încerc să vă să-l spun. Astea negre. Nu, așa, nici nu. Am trimis ăsta de la Kelvin, nici nu port. Și pantaloni scurți. Oi, contează, mă. Aștept haina mea acasă? Spanește. De la hâmă. Un pantalon. Adică tu... Da, vara porți pantaloni scurți. Păi, dai seama, sunt mort după pantaloni scurți. Mort. Adică mor când îi port. E viața mea. Să fiu epila pe picioare, bronzat, ulei. Ador vara, e bine să mă îmbrac în pantaloni scurți și mai eu. Crede-mă. Mai eu? Da, mai eu, nebună, rău de tot. Nu, iubi, te rog. Dar asta trebuie să dau cuiva, că nu-mi vine. Eu dau lui... Dar nu poate să poartă oricum în linii aici. Ce? Nu poate să poartă aici. De ce? Pentru că are liniile alea pe ea. Adică? Și nu se vede bine la... Nu v-a zis? Nu. Eh. Eu dau să fie la casă, nu i-a ales că eu dădea lui. Asta e nouă geaca asta. I am. Ce-ta? Am primit-o pe asta. Am portat de două ori, era să stai în mașină pe banchet. Dar de să ce, să pur... De la cine ai primit-o? De la prieteni. Am făcut o dar mi-e foame. Dar cu ce faci? Cu ăsta, nu? Nu se o poate. Oprezi din ăsta, da? Nu vreau. Nu. De la alt. Kaiser? Mai bine mâncam spaghete cu carne de dincolo. Sau așa. Cred că era foame. Atingi. Mănâncă și tu partea asta. Ce așa și toate să se stea pe eu. Și de toate să nu. Julie. Sau, na, purte și după acolo să se vorbim. Ce felie asta, frate, să rup. Nu, mă, ce bursă mă. Mănânci. Să rupi, da. Bă, da, ești. Nu, de ce nu comandă mie asta? Da, nu, eu știu file. Cum n-am comandat? Asta trebuie să fie mâncarea ca seara deja.
Eu te că... O fată așa miloasă așa de... Nu cred așa. Păi tu ce ai auzit? Un flerat, un ceva, un zgomot. Da, a făcut ce... Ce-a făcut? Nu știu cum. Ductăvile, ductăvile, că număr banii. Știu că poți, știu că poți. O să mă știu să fac un ghid acum încolo. Le fac ție, nu vrei? Nu. Ca Vlad pe mic, o să mă știu să fac. Vrei? Nu. Mm-hmm. Nu, nu. Dar am dus pe la Vrei să fii soția mea? Da. Atât? Păi, e o întrebare. Întrebare ce eu zis? Aia, cum vreau să fii soția mea, care vreau să pun și eu. Și-a spus, da. Aha, de ce? Păi nu, că eu mă refer la oricum, vin capa. Păi, să-mi plecă. Păi, n-am gândit-o, am gândit-o. Vrei să încălcăm o regulă, să intrăm amândoi în duș? Da. Bultică. Cu butică fetită. Da, da, acum sunt și foarte umflată. Îmi simt. Da, eu n-am mâncat și mult, am băut și mult suc. Lasă că mergem acasă și facem abdomen. Mă rog, abdomen, să fie mai plat.
ce se închid așa de vreme. Noapte bună. Noapte bună. Am uitat că stau cu doamnele în casă. S-a făcut rău. Geaca mea. Imigrația și mi-a făcut. Că am mâncat benzelele alea. Și vinul tace. El n-ar fi dat. Aia e urâtă. Au mimat ele. Da? Este... Aia nu e nimic, m-a dus să aștept. Dar cine la, la cartea asta o făcut aia cu clopoțelul? Julia! Aha, mi-am făcut cu clopoțelul, clopoțelul ăla, rinforă. Trebuie avea cartea cu ți de tot. Nu mai ajung mima. Da, ai vrut să ne dai pedeapsa asta. Nu am și v-ați amuzat? Aulă, nu știu, mă, mult iubire. Tu peste mami, mult iubire de sufletul. V-am lăsat să câștigă și de mai post. Da, mă. Da, ați început cu un vite de-alea autostivuitor, trebuia să vă zic. Pe bune, autostivuitor. Păi nu-l ghiceați pe ăsta nici în 2 săptămâni de acum încolo. Nu, nu, mi-e rău. Hai să-mi bărnă ziară. Păi și mi-e rău de ce faci așa. Nu înțelegi că sunt bolnavă. Te văd sănătoasă. Gata. Am o bubiță și mă ustur acolo. Bine. Și în partea cealaltă. Ia. E cu dogi, dogițe. Mă, dar tu ești o caliță. Trebuie să se facă un grup, grupul șacalilor. Barba. Tu famiță? Nu. Păpăt? Un păpăt mult. Pizza. Cum te îmbrăci mine? Nu știu, mă, nu știu, așa acum că mă îndumim în curând. Au! 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 Păi de ce țipi așa? Nu îți fac nimic. Face să te alinți? Să țip când... Mă face să țip. Ia, se închid ușile, nu mai suport. Ce să-mi lacă vremea mea? Nu știu. Ce mult în mine. Iar să închid dușile.
O scumă ce ne-a dat solitudine, pe bune. Cum se numește asta? Data viitoare dau ștecher. Să-mi numești ștecherul. Și chiar pot. Solitudine? Autonom? Asta cine a dat pus-o? Vlad? Voi! Păi eu nici nu mă gândeam la cuvântul ăsta autonom. Dar le-ai pe mimă. E clar. Mergi bine. N-au dat niciun dor? Ce înseamnă? Mai lasă ușile deschise? Puțin? Să mai probă să ieșim din casă. Hai. Hai, și le zicem. Păi stai să dea drumul, că... Și dacă ne zice că noi am văzut ceasul și nu ne-am zis? Tot trebuie să se dea drumul.